Tipa asta are o coafură foarte interesantă. Este puțin malefic, are ochi mov. Chabby Joe. Nu știu cine este Chabby Joe, dar... Oh, ar trebui să le punem o chiuvetă pentru că o să moară... O să moară plin de vase nespălate. Ok, chiuvetă in 5, 4, 3, 2, 1 Pe bune filmulețele mele zici că devin Învățați engleză cu Dan <gângătări> Nu știu ce mi se întâmplă Unele chestii mi se par Mult mai amuzante în engleză Probabil că unii dintre voi nu au aceeași părere Și probabil mă înjurați la comentarii Ei bine, fuck you, bitch Vorbesc în ce limbă vreau, când vreau, cu cine vreau Bine, poate că nu O să încerc să mă opresc Dar totuși, nu-mi pasă că nu v-au crescut părinții voștri corect Hai să le dăm o chiuvetă foarte scumpă, adică uite chestia asta fancy din anii 1800 de pe, bine, din 1912 de pe Titanic. Uh, pentru că opulență. Ok, iolo se pare că nu mai știe să continue mâncarea. O să-l rugăm pe copilul roz să o continue, dar nu poate. Tipa asta de ce putea? Care e logica? Na, nu putea, nu era tipa. De ce Iolo nu poți să continui să faci mâncarea? Cred că trebuie să umble în... De ce? Oare trebuie să umble în... cuptor și nu are loc? Uite, îți facem loc acum. Te rog, continuă cheese-ul. Nu poate decât să-l curețe. A, gata. fă -le mâncare acestor copii, nenorocitule. Nu înțeleg ce-i trebuie. Unde vrea să ajungă și de ce nu poate? Cred că vrea să ajungă la masa asta. Ceva îmi spune. Ok. Copilul nostru ne blochează... Copilul nostru queer ne blochează masa. Acum am rezolvat totul. Vedeți, totul merge cu puțină înțelegere. Eu vă zic... Le-am dat de mâncare la pura de ei, este perfect. Faceți toți la fel ca ei. Um... Oh. <laughs> Ce-a zis? <laughs> A zis, curva. Ok. Um... Uh -huh. Momente frumoase, mamă, fică. Mine, Sunt gen, ah, și câți copii ai mai născut și câți uh, frumoși mai ai? Eu am... 5 uh, iubiti uh, dar sunt -a -a. pe lista de așteptare că nu mai putem să facem copii Agen. Și -a -a. acum <gâng> -a -a. Clamidia -a -a. se plânge, -a -a. Oh, încearcă să-mi dea cadouri și prea multă atenție -a -a. și mă urmăresc peste tot și când merg pe stradă, toată lumea se uită la mine ciudat Because I'm a fucking bitch and they know it Și apoi secreția a decis că nu mai vrea să audă aceste plângeri ale mai căsi. Uh, mop like mad Păi, hai să vedem cum dă asta cu mopul ca o nebună. <laughs> What? A dat de trei ori și a dispărut. Ești mopista cea mai bună pe care am văzut-o în viața mea, mă jur. Dă, uite, repară chiuveta, că tot ești aici. Uite cum le mopează ea pe toate. Sunt mândru de ea, este o, este o harnică. Ana, lui, te implorăm naști. Uite, vrea să se îmbrățișeze cu clamidia. Nu este cute, este foarte cute. Ok. Tu te și tu la un jogging. Un jogging energizat. Trebuie să naști. Nobody gives a shit. Îmi place joggingul femeilor însărcinate după acest update. Meanwhile, instalatoarea de serviciu încă încearcă să-și dea curanga în cap. Va reuși ea? A reușit să muriți voi care a reușit Și acum mopează energizat din nou Oh, stai Nu tu Asta Mopează, te rugăm, mopează Așa Una, două Trei Record mondial a dat cu mopul Mă jur uh, Practice programming Ok, tipa noastră uh, când nu face copii Are aspirații gigantice Ea vrea să exerseze programarea Păi Programează fetiță cât vrei Deocamdată nu poți să faci copii Deci ești liberă la mare Stai cu burta la programare Aaaa. In the meantime I'm copiii noștri Din lagărul de concentrare Se distrează prea tare Trebuia să aveți o viață tristă Dar nici măcar nu mergeți la școală Este paradisul lumii Nu știu Citiți non-stop Like De ce? De ce vă distrați atât de tare? Hmm. Cred că o să-l creștem în curând pe tipul roz Pe numele lui Carpenisaia Și o să-l dăm afară Pentru că se vor naște noi plozi Noi generații vor umple rândurile casei frecare noi pasiuni se vor naște. What the fuck zici că este un trailer pentru o telenovelă proastă? O ochelaristă, de când ai ochelari, stai, ce? De ce ai ochelari? Ți-am zis eu să nu mai citești pe că chiorăști. Because you suck. E te, stai, dar, dar drăguț cu ochelari, o face să pară mai deșteaptă. Oh, so cute. Nu mai râde. Să dăm pe repede înainte, să sărim peste cuvinte, Asta programează ca vaca aici. Programează ca o vacă programatoare. Ah! Nu, mai, nu mai ofta. Știu că visele tale ți se pare că întâlnești anumiți bărbați și că întreprindeți anumite activități, dar doar ți se pare, te rog. Nu este realitatea, nu mai ofta. Calmează-te. Ești în siguranță. Și naști. Și tu. Odată. Și odată. Te implor. Te rog. Trezește-te. Este timpul să naști. Oh, cred că, cred că trebuie să bage nea ca o purcea și după aia o să nască. Așa că te invităm. Have quick meal. Uh, niște suc. Mm, niște iaurt. Niște cereale. Mănâncă, fată, un câmp întreg de cereale. Poți să te duci să mănânci grâu. După câmp direct. Hai, grânaro! Treci și cerealele și iaurtul Pai ce? Vrei mă mă ligă sau n-am înțeles? Unde te duci? Unde? De ce? De ce o iei pe, de ce o iei pe ruta aceasta? Unde naiba? Ce faci? Stai! Ai greșit drumul. What? S -s -s, you kidding me? Puteai să o iei pe aici? Ești bătut în cap să mor. Doamne! Unde naiba e acum? Oh, s-a întors. Bine, s-a gândit și ea în ceasul al 12-lea că o ia pe drumul cel prost. Ce naiba faceți toate să mor? Asta unde naiba se mai duce? Oh my god, trebuie să plătim taxele. Asta dă o col noi case. Nu înțeleg ce încearcă să facă. Oh. S-a uitat la casă și a, a fost... Oh, perfect, nu mai trebuie să avem noi grijă de copii. Mișto clădire. Shit. Um, Clamidia, ești matroana. Te rugăm, uh, plătește taxele. Dacă am ști și de unde se face chestia asta. Nu vrem să ne oprească curentul. Avem de crescut copii. Shit, naște analul. Oh, God. Um, Va trebui să naști la spital pentru că tu nu ești așa de avansată în nașteri ca mama ta secreția. Sper că secreția e mama ta. Sunt, sunt curios ce fel de copii o să aibă asta. Cred că o să aibă niște copii acceptabili. Oh, God! I s-a rupt apa. Și acum este jegoasă. Te-am rugat să te duci la spital. Oh, God! Doamne! Ești oribilă. Mar și naști. Oribilă. Ta da, na, na, -na Oh, alt băiat, altul pe care trebuie să-l dăm afară din casă. Ce s-a petrecut cu voi? Cromozomii Y au dat năvală. Nu sunt fată frecare. <laughs> Părinții au fost foarte triști că nu, ai, că nu ai fost fată, așa că bravo ție. Unde este copilul? Ora lui frecare care începe școala pentru tine în câteva ore, dar o să spunem nu școlii. Uite, nou copil s-a autoteleportat aici în camera lui de tortură. Nu sunt fată frecare să vedem cum arăți la, la, maturi, la maturitate în, în, copilărie. Hai să vedem. Oh, s-a trezit asta să-și întâmpine noul copil. Nu, no, a fost gen, oh, avem un nou copil, mare surpriză, mi-e foame. <laughs> și s-a dus direct la frigider. Copilul ăsta nu mai, naște, nu mai naște, doamne, nu mai crește. Ai pui mei. Ar trebui să dau un save înainte să, să, crească, pentru că știți, dacă nu crește frumos, putem să-i la... să dăm delete și să nu ne mai complicăm cu el sau pot să mă întorc la acest stadiu și să repar cumva situația. Ok, am salvat. Acum să crească copilul, vă rog. În ce ai dormit, fetiță? Șosete negre cu aceste pijamale foarte provocatoare. Știi că tai că tu, în afară de Loredana, nu a mai văzut o femeie de mult de când a intrat aici și nici măcar nu e tai că tu e unchi tu străbunic, că tu nici nu știi ce naiba e pentru tine. Nu se știe ce se poate întâmpla. Ia-ți Ia kilos de tablă, fetiță. Nu se știe niciodată. Potolește-te, da? Se pare că ea doar doarme cu ochelari la ochi, dar când se face ziua se schimbă și dispar ochelarii. Și îmi place acest Twitter de la gât. Sau încercare de Twitter. Nu cred că au voie să facă lăzișoare cu Twitter în Sims. Copilul nu mai crește. Nu sunt fată frecare, te rog, crești. Ok, o să te deranjeze fetița asta ca să crești mai repede. la, copil burito extraterestru. Hai să-l îmbrățișăm puțin pentru că este și el un suflet. Și apoi să-l lăsăm... Ah, păcat că ăsta nu e sim. Trebuia să-l lăsăm pe jos în rumeguș. Să intre așchi în el trebuie să trăiești uh, în condiții grele ca să fii o persoană minunată la maturitate, deci nu știu cum să vă spun. Age up mai repede, m-am plictisit de tine deja. Ok. Iolo stă și se îngrașă. Unde copilul fai? Ah, avem un copil blond. Pe nume nu sunt fată frecare. El va fi un copil deștept și un geniu. Al cui este? Cine este ăsta? Aludon. Este copilul Ludon Lotario. Nu arată deloc ciudat decât, mă rog, are fața aia așa ciudată. În fine, un nou copil s-a alăturat sarcului. Nu este minunat. Acum car Carpenisaia va avea un nou coleg de suferință, pentru că nu au fost fete nu ești fată, nu ești privilegiată. Nu știu să-ți explic. Ăștia, ăștia întârzie la școală, din păcate. Păi s-a născut noua generație de prunci, așa că pe cei vechi îi vom crește. Măcar la stadiul de adolescenți. Iolo, vei pregăti niște torturi astăzi. Două la număr.